seara, dragi prieteni, bună seara, bonsoir. Printre stelele sclipind pe firmament, luminoasă și frumoasă, numai una și unică în felul ei, cum e luna. Și la televiziune e într-una, cine este adicit, cred, la moment de sine zi. Noi acum o așteptăm, iată vine, o salutăm, Stella Popescu! Noi acum o așteptăm, iată vine, o salutăm, Stella Popescu! Maestre, probabil că întârzie, ia-o de la riturnelă. Dacă Stella, dacă Stella întârzie, dragi prieteni, n-are rost să vă mirați. O vedetă, casa afară strălucită, frumusețea ei mai trebuie îngrijită. Și toaleta cam o oră dichisită, va să zică dumneavoastră mai răbdați. Dar când bine veți vedea că-i frumoasă ca o stea, Stella Popescu. Bonsoir, bonsoir, splendidă ca poldua în fugit, visul vostru mi l-am împlinit și am sosit. Bonsoir, bonsoir. Ce caute aici, madame? Ce caute aici? Pe cine cauți dumneata? Crezi altundeva, ești Paraschiva dumneata, și cabinieră nu-i așa. Așa-i, Ștefane, dragul meu, dar tu mi-a întârzi mereu. Și eu cunosc cântișile, o înlocuiesc că asta e. Să dansez cu dumneata, că să știți cu altcineva. Până și steluța a chica, asta este situația. Asta este situația. Bună seara, dragi prieteni ai Hazului! Este un privilegiu să ne aflăm în fața dumneavoastră să vă prezentăm vineri de vineri Galeria Monștrilor Sacri ai Comediei. Stella Popescu, protagonista acestei serii de omor de pe TVR1, a debutat în cinematografie în 1958, în timpul studenției. Iar debutul ei a fost consemnat în producția Alo, ați greșit numărul, în care a avut parteneri pe mulți dintre viitorii colegi de la Teatrul de Comedie. Iurie Darie, frații Ștefan și Rodica Tapalagă, Ion Lucian, dar și pe Ștefan Mihelescu Brăila sau Constantin Rauschi. Însă, cea mai insolită experiență cinematografică dintre cele vreo 40 la care a participat Stella Popescu a trăit-o alături de Amza Pelea și Draga Olteanu în timpul filmărilor La Neamărin Miliardar. Cucoană! Cucoană, ce e? Bandiții! Dă-i dracu că nu mai vin, că năvălire și peste mine! Și peste dumneata? Sper că nu te-ai lăsat. Dar de unde-i? Deci nu dai o țărăle, de te-i drumul. Roule, de când visez eu un bărbat ca dumneata. N-a că leșină iar. Mă, dacă aș avea o țărăzamă de varză, aș trezi-o numai decât. Na, că sunt țepenii. E, acum dacă m-ar vedea veta, mărine, iar dorm o săptămână la rață. Mă, numai de n-ar muri. Intru dracu în vrubelea. Bine că umblai la cursurile alea. Ne învăța acolo. Mă, dacă leșină unul, ori îi dai două palme, ori îi faci răsuflare. Bușon la bușon. Eu aici parcă aș aplica metoda a doua. Veto, iartă-mă. E în joc viața unui om. Ce să fac? Asta e. Mă, dar lung pupii. Era să leșin și eu. Nebunaticule, și ce frumos miroșea pământ și iarbă verde. Mă, parcă nu e rău, eu parcă aș trimite-o și pe Veta să învețe bușon la bușonul ăsta. Ce faci, pleci? Păi dacă-ți reveniși,
Poți să leșin din nou, să știi? Oh. E, nu, că acu te stropesc eu cu apă rece. Ia uite, ah, s-a înțepenit mâna pe papurnic. Rută, mică! Apropo de anul 1979, anul când a explodat pe marele ecran Neamărin Miliardar, am aflat din spusele Stelei Popescu că în anii epocii de aur îi fusese interzis să apară singură pe coperta revistei Cinema. Ciudat, nu? Să fi fost la mijloc proverbiala răutate feminină a tovarășei ce ocupa vremelnic cabinetul 2 al CC-ului? Nu știm, nu, și nici nu vrem să facem unele presupuneri ce nu mai folosesc astăzi nimănui, însă ceea ce știm sigur, potrivit chiar mărturisirilor actriței, este că dumnea ei iubea filmele cu Jack Nicholson și Meryl Streep. Dar, pe de altă parte, artista n-a ezitat niciodată să țină pasul cu vedetele music hall-ului și ale muzicii pop. Și cum odată cu debutul strălucit pe scena teatrului de comedie, porțile TVR-ului fuseseră larg deschise, Stella Popescu a avut orgoliu și a reușit să susțină con brio recitalul de vedetă ala Rafaela Cana, Iva Zanichi sau Nana Muscuri. Adio, dacă nu traviata, când dușește fata, ne vor încânta. Sinirea și cu dans pătarul, și-o răsa amarul, uite cam așa. Ne albastru infinit, vezi Alfredo cum am răbușit. Nu mai pot să iau un si pe mol fără paracetamol. Mi-e albastru infinit, șlagerul mi l-am înlocuit. Și acum cânt în mod subtil un albastru de metil. Să știi, micuta mea, taică-meu nu vrea cu tine să mă-nsor, că prea tușești de zor. Dar tot m-ar fi lăsat dacă ai fi renunțat, stimată doamnă, cu camelii la fumat. Sau nu vine, se întreba de un an la ea în grădină, mica Ciocio-san. Unde umblă, unde este, și-n clasica poveste, Butterfly Corina ar cânta așa. Vă rog frumos să-i amintiți adresa mea când vă întâlniți cu fericirea. Casa cu propriu, orașul Tokyo la parte, o mai aștept și mai sper. Vă rog frumos să o poftiți la un orez servit corect cu bețișoare, să-mi toarne doar o picătură de sache, dar Pinkerton cine e? O să-i cânte Pinkerton ca fugarul la singron. Du-iu-du, au-du-iu-du, du-iu-du, au-du-iu-du, du. La o margine de ocean plânge mica Ciocio-san, numai lacrimi și suspin, nu că plec, ci fiindcă vin. Du-iu-du, au-du-iu-du, du-iu-du, au-du-iu-du, du. Bate-l grijă pe cel care face ce habar nu are. Du-iu-du, au-du-iu-du, du-iu-du, au-du-iu-du, du. Mai, pe libre de merime mai, când urmează ritornela, s-o auzi cântând pe Mirabela. Escamillo se vârtește, țac, 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 taurul îl fugărește, țac, 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 Don Jose îi urmărește, țac, 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 iar Carmen nu-l iubește, ceac, pac, ceac. Amorul e un copil pribeag, îți bate-n geam sau îl găsești în prag, și fiindcă plac
ce opera, Cornel Constantiniu va cânta. Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată cu ochii de cer și vorba murmurată. O fată brună și-o purtam în taină, aici, în buzunarul de la haină. Am glumit, am glumit și în lume ne-aș fi travestit. Acei colegi pe care astăzi i-a ridicat, sperăm din suflete pe noi nu s-au supărat. Și dacă au zâmbit, înseamnă că ne-au iertat. C-am glumit, c-am glumit, c-am glumit. Am glumit, am glumit și în lume ne-am și travestit. Acei colegi pe care astăzi i-a militat, sperăm din suflete că pe noi nu s-au supărat. Și dacă au zâmbit, înseamnă că ne-au iertat. C-am glumit, c-am glumit, c-am glumit. Ia zi, Dorele, care a fost prima persoană ce a livrat mâncare la domiciliu? Foarte simplu, Scufița Roșie. Vezi, de-aia bărbații de felul tău sunt ca lupii. Cum așa, de ce? Fiindcă toată ziua vânează scufițe și seara tot pe bunicuța o mănâncă. Da, dacă în rolul Scufiței Roșii e jucat de impetuoasa Stella Popescu, lucrurile se cam schimbă. Și acum, dragii mei amici, am un sac cu povești pentru mari și mici. Sunt povești de demult, e adevărat, însă au un sfârșit oarecum schimbat. A fost, a fost odată o fată micuță, o fată, la drum din zori plecată, bunicuța ei o aștepta. E vorba de o fetiță, cingașă ca o garomiță, avea pe căpșor o scufiță și merinde bunicii ducea. Scufița Roșie! Vai de mine, vai nu, de nu, nu, te spilia! Vai de mine, eu sunt lupul cel blind! Nu, nu, nu vreau să mănânc pe bunicuța ta! Mă mulțumesc cu merindere din coș! Ce-ai acolo? Chifteluțe în sos tartar, sărmăluțe cu orez și cambulă cu maionez. Cu maionez? Da. Sunt de casă? Nu, sunt de la gospodina. Atunci trebuie să mănânc pe bunicuța ta? Ea e de casă. A fost odată o prințesă, nu Lili, nu Mili, nu, nu, prințesă din altă piesă, nu Lili, nu Sili, nu, nu, i-un bas cu o altă adresă, pe care și pruncii o știu. Frumoasă prințesă, dar nu vroia pe niciun voinic de bărbat. Pe tineri mereu ea îi refuza și mofturi făcea necetat. Prințesa mea, am trecut peste șapte munți și șapte ape și ți-am adus merele de aur din grădina smeului. Nu vreau, nu vreau! Prințesa mea, am trecut peste șapte văi, am învins balaurul cu șapte capete și ți-am adus cupa de cleștar cu apă vie de la izvorul fermecat. Nu vreau! Prințesa mea, nici nu știi prin câte am trecut ca să-ți aduc ce ți-am adus. Iată-o! Oh, pe tine te-am așteptat! Frumosul meu, făt frumos! Cip-cimine, cip-cimine, cine-a uitat un pantofior la un bal minunat? Cip-cimine, cip-cimine, un prinț vestit, micul pantof în palat l-a găsit. Cine-i stăpâna? Pe toți întreba, cenușerea sa, răspunsul era... Mm.
În sfârșit am găsit frumoasa mea. Să-ți încerc pantofiorul. Vai, îți vine de minune. Da, ăsta e tot piciorușul tău? Da, prea prințul meu. Dar ce s-a întâmplat cu el? Mi-am comandat pantofii la centru de comandă și acolo niciodată nu fac doi pantofi la fel. Știam că ai mamă vitregă, știam că ai soră vitregă, dacă ai și cooperativă vitregă, n-am știut. Soția ideală este cea care se ocupă de nivelul cultural al soțului ei? Da, dimineața îi face circ și seara teatru. Mă uit la dumneavoastră, care locuiți în oraș. Nici nu știți ce vă așteaptă. Întrebați-mă pe mine, care locuiesc în capitală. Fonofobia, boala zgomotelor, care îți macină nervii, te stresează. Hulitul tramvailor, scârțitul frânelor de autobuz, ușile trântite ale taxiurilor, claxoanele, îți macină nervii. Ascultați ce zgomote pot să facă vehiculele astea. Ascultați ce zgomot poate să facă un tramvai. Chechile! Nu e tramvai, nevastă? Ce e, dragă, ce țipi așa? Chechile, dragă, dacă nu faci timp de locuință, eu mă simt ucis pentru că viața mea este în pericol, este amenințată de moarte. Cine te amenință, dragă? Cine, dragă, cum cine? Aia grasa lui Belizare de desubtul nostru care a amenințat cu făcărețul. Dacă mai scutul covorul de-a trebuit de ceva din balcon, nu-i lăsați pe planul, deci tu, faci timp de locuință, mă înțelegi? Nu, 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 nu înțeleg. Eu înțeleg sau nu mă înțelegi cât te înțeleg, dar nu înțeleg cât mă înțelegi, cât te înțeleg, mă înțelegi? Nu, 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 nu înțeleg nimic. De ce nu înțelegi, dacă ce ai ceva aici, ești stresat? Tu nu te gândești decât la stresurile tale, dar la liniștea mea sufletească. Nu te gândești să vezi ce stresul ăsta te apuce când o să-mi dea cu făcălețul în cap. Mai bine mă ținut și singură, pentru că trebuie să mă înțelegi când te trebuie, dar înțelegi când te trebuie, când te trebuie. Nu, nu înțeleg nimic. Asta este cuvânt mea, să-i spui unui bărbat așa. Eu înțeleg să nu mă înțelegi când te trebuie, dar înțelegi să mă înțelegi când te trebuie, 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 când te trebuie. A plecat. A plecat. Și cum vă spuneam, gălăgia orașului, huruitul tramvailor, scârțitul frânelor de autobuz, ușile trântite ale taxiurilor, îți macină nervii, te mutilează. Ca pe mine, care am fost o frumusețe de flecău. Și uitați-vă în ce hal m-au adus zgomotele orașului, huruitul tramvailor, scârțitul frânelor de autobuz. Ce cine? Bubulina, soacră mea, asta mai trebuia. Ce cine? Mi-ai cumpărat ceai de ciuboțca cucului? Nu ți-am cumpărat, mamă, soacră, că nici n-am fost astăzi în oraș. Păi sigur că da, atâta lucruri din ochi și pe tine să-mi cumperi un ceai de ciuboțca cucului. Și nu ești în stare. Mica i-am dat de nevastă fată cu bacalaureat, care-i contrafian, care-i vorbește franțulește, că putea să iei un doctor, nu din orașit ca tine, care nu-i în stare să cumpere și ușa de ciuboțica cucului. Zgârșitule! Taci, taci, mamă, soa, cred că sunt stresat. Și ești? Sunt bolnav, mamă, soa. Eu sunt bolnavă și am nevoie de ușa de ciuboțica cucului. Și nu ești în stare să-mi cumperi mie, care ți-am dat de nevastă față cu bacalaureat, care cântă la pian, care vorbește franțuzește, că puteți să iei un doctor, nu un inorașit ca tine, care nu e în stare să-mi cumperi mie și un șai de ciubot ca cucului. Zgârșitule, prăpătitule, amăretule, amăretule, zgârșitule! Și cum vă spuneam? Gălăgia orașului, huruitul tramvailor, scârțitul frânelor de autobuz, nu mă lasă să trăiesc în liniștea căminului meu conjugal. Tătuță, băiețelule, tătuță! Tătuțule, ia uite-te ce bucurie ți-am adus eu ție. Ce bucurie mi-a adus bulgărașul meu de soare? Un dinte din față! Să găsă dințișorul de lapte, lasă-nu-i nimic, o să-ți crească altul. O să-mi crească altul, că nu era ăla de lapte, era ăla definitiv. Și nu mi-a găzut, mi l-a scos.
Cine ți l-a scos? Luță! Băiatul milițianului de deasupra noastră ne-a jucat de-a dentistă, am crezut că el rupește, m-a dat un gur, m-a scos un dinte. Lasă, nu-i nimic, lasă că o să mergem la policlinică și o să-ți spună altul. Nu mergem la nicio policlinică, vreau răzbunare! Ce vrei? Răzbunare! Legea talionului, n-ai auzit? Dinte pentru dinte! Te duci și scoți un dinte, din față! Țuțule, cum o să-mi pun mintea cu un copilaș? Ai dreptate, ca să fim chit trebuie să-i scoți lui Tasu doi dinți. La ta, da, e cum da. O să fac așa ceva? Ce da, nu ești în stare, mă duc și le sparg toate ferestrele cu praștia pe care mi-ai adus-o de la Frankfurt. Că eu sunt țuțu, țuțu, țuțu. Țuțu, să nu faci una ca asta că mă îmbolnăvești. Se duce și îi sparge toate geamurile. Am mai făcut-o de vreo două. Și cum vă spuneam, gălăgea orașul, huruitul tramvaiilor, scârțitul frânelor de autobuz, ușile trântite ale taxiurilor, îți macină nervii, te stresează. Ascultați, ascultați și dumneavoastră ce zgomot poate să facă un troleibuz. Vecine! Madame Belizare, asta mai trebuia. Ce, Madame Belizare, ce țipi așa? Nu tine găiești aici, dragule. Ce-ai supărat, nu ce-ai supărat, eu ți-o-i spune. Da. Nu era dumitare, nu-i chiar întreagă la minte. Asta cam... Madame Belizare, te rog, măsoareți cuvintele. Oșe să măsor eu cu măturoiu. Păi să nu te scutei toate țolele nenorocite la mine pe balcon pe ceva la decioru, ca și-o trăsnesc. Dacă ți-ai apărarea scoate și bărbată mi-o brișca, așa păi suntem doi la doi. Brișca? E? Ce zaci, dragule, îngheve? Madame Belizare, să nu facem scandal, să vorbim în liniște. A, nu vorbim în liniște, vorbim la tribunal, dragule. La tribunal, exact ce-mi trebuie la bala mea. Nu, dacă nu-ți trebuie tribunal, apoi liniștiți. Da, madame. Cât o liniștiți, eu o trăznesc. Eu mă ține mintea câtă e lumea. Pe călcaua, nevoie, să calge, să-mi toți cuturețoalele nenorocite pe soalele ce-or băi din Bacul. Pa, madame Belizare. Și cum vă spuneam, gălăgea orașului, huruitul tramvaiilor, scârta... Nu, trebuie să fac ceva să scap de gălăgea orașului, de... Am găsit, știu ce fac. O iau pe Madame Belizare, era pățuț, o iau pe nevastă mea, iau soacra și plecăm la țară. La țară, acolo e liniște, acolo vă să trăiesc în liniște încă 100 de ani. Gata, plec la țară. Pa! În programul acestei gale a umorului vom avea de-a face cu două staruri ale teatrului și filmului, dar mai ales ale teatrului de revistă. Primul dintre ele necesită o mică istorioară. De la Aristița Romanescu, celebra actriță de la sfârșitul secolului al XIX-lea. La franțuzita Elvira Popesco, care a strălucit pe scenele pariziene în preajma și după cel de-al doilea război mondial. România nu a mai avut o divă de calibru, dar și longevitatea artistică a invitatei noastre. Ea va face duet cu dumnealui Fane Blondu, cel care a pețit-o cândva pe celebra Gioconda, prințesa cartierului de sub podul Grand. Așadar, Stella Popescu Muscuri și Ștefan Bărică Belafonte, protagoniști ai unui mare hit de pe vremuri. Try to remember the kind of September. Hai, lasă, mai bine ei. Da. Seme, se merge la lemne. Stella, remember, cer lemne în september, te amână în november și-ți dă în december. Remember, tufane, să luăm și borcane, să punem în ele ardei gogone. Încetul cu încetul găsești și oțetul, oțetul.
September, borcan în December. Faneți minte, măseaua de minte, cu falca umflată, ai fost să-ți o scoată. Dentistul în September ne-a și pus un plan și-a scos-o în December, dar peste un an. Vrei în September să te duci la mare și să-ți faci concediul pe plajă la soare? Dar vezi oneteul, dorința ți-o schimbă cu sania în December. Pe plaje te plimbă. Te muți în September în noua ta casă, dar plouă în octombrie, plafonul te lasă. Te lasă lumina, te lasă faianța, din toate în December rămâne speranța. Cupletul acesta, compus în September, l-asculti în octombrie și râzi în December. De aceea iertare, vă cer tu, madurii, fanel, belafonte și stela muscurii, la rana. Marcele, Marcele. Sper că ai un motiv foarte întemeiat ca să vii la ora 6 dimineața. Da, mamă. E foarte întemeiat pentru că am venit să-mi beau cafeluța. Vei tu acasă, Costi, că nu te mai scap eu de mâine. Mă duc să iau țigări și informația. 1 și 5. Parcă ar lua Kent și New York Times. Nu mai pleci tu de acasă singur, Costică, de mâine, nici pe balcon, deși stăm la etajul 7. Nu mai am încredere nici în legea gravitației. Țigări și informația, whisky și balet. Și mâine îmi cere mie bani de tramvai, căci că-și ajută părinții. Of, vii tu acasă, Costică. Dar uite că nu vine și e 1 și 10. Asta a fost norocul meu. Uite, Melania, ce bărbat bun are. Nu știe decât servici, casă, casă, servici. Toată ziua stau bot în bot. Ce noroc pe păpădia aia. Al meu cum întorc capul, cum o întinde. Na, dar de mâine îți închid hainele în dulap. Da, să te văd pleci în mai eu. Ăsta e în stare. Își pune pe spate numărul de la bloc și zice că e în crosul primăverii. Na, de mâine las gol. Gol. Dar nu vine acasă, uite-l că nu vine. Ia să-i dau eu un telefon lui Melania să mai stau de vorbă cu cineva când nebunesc. Nebunesc dacă nu vorbesc cu cineva. Ah, Costică, Costică. Să vezi tu ce pățește mâine. Alo? Alo, Melania? Te sărut, dragă, dormeai? Nu, nu vreau să știu dacă a venit sâmbătă la noi. Să fiu sigură. Sigură tu? Da, cum singură? Nu, sunt cu Costel. Da, e lângă mine, citește. El mi-a spus să vă dau telefon. Da. Tu ce faci? Grig ce face? Grig citește, dragă. I-a apucat cititul pe amândoi. Mm-hmm. A, păi, dar Grig e de la 7 în pat, să știi, da. L-a luat așa cu rece și s-a băgat lângă mine în pat, dragul de el. Da, Costel, ce face? Tot în pat. Tot de la 7 și tot cu o carte. Adică ce spun eu de la 7? De la 4 s-a suit cu ea în pat. Doamne ferește! Păi o fi captivantă tu. Precisie! Dar nu-i pune eu mâna pe el. Păi tu nu ești lângă el?
Nu tu, eu stau pe covor. Da, la mine acasă stau cum vreau, fac ce vreau, dacă vreau urlu, dacă vreau stric, dacă vreau sparg. Ce faci? Dacă am nervi. Dar acum n-am. N-am cu... n-am. N-am de ce să am, așa că... Mă rog, Costeluș... Costeluș, noi terminat odată captivanta aia să fie acasă. Adică, lângă mine... Du-te tu lângă el, dragă, să nu răcești pe covor. Nu, tu nu suportă, știi? E pasiunea lui, cea mai mare este cititul, da. Toată ziua stă în casă cu o carte în mână. Ia-o-s-i. O fi polițistă, dragă. La ora asta, cred că e invers. A, da, sigur, să nu viseze urât, dragul de el. Dar Grig, ce citește tu? Grig, ce citește? Iulius Cezar, dragă. Istoricul. Nu, beletristic. Păi tu nu știi ce fel de om e Grig? Puzilică! Tu vrei tu adulceață, mamă! Lasă, dragă, nu-l mai alinta atât, dacă o să-și o ia în cap. Grig, dragă, vai, dar nu-l cunoști, să dăm Cezarului, ce-i al Cezarului. Da, lui Costel, cum se cheamă? De ce, dacă știi? Ai, e clar. Dacă o ascunde de tine, înseamnă că e rușine cu ea. Mai încape vorba? Dar cine e atât-o, dragă? Dar ce crezi că îmi spune? Dar tu? Tu ce faci, dragă? Eu? Eu ce să fac? Uite, îi spun un Grig, puzilică. Dacă mă mai țin cu lumina asta aprinsă, să știi că eu scriu la ai mei, iubitule. Tu? Eu ce să fac tu? Nici eu nu pot să dorm. Și eu mă chinuiesc așa cu lumina aprinsă, dar nu... Ei, lasă, dragă, mai bine să ne chinuim cu lumina asta aprinsă decât să pățim ca tanța. Păi ce-i vorba asta? Ce-a pățit? Păi ce, nu știi? Nu. Cum, nu știi? Nu. Formidabil, dragă, nu știi ce s-a întâmplat? Radu al ei. Vai, nu dă pe acasă cu nopțile, dragă. Bă, nu-i dă un ban. Tu? Și-o fi găsit vreuna? Sigur că da. Săraca tanță. Pa, dragă, pa. Biata fată. Pa, pa, pa. Ce faci, Costică? Citesc, mamă. Ce citești? Iulius Cezar mi-a dat-o Grig. Ia uzi. Și citești așa pentru întuneric? Păi eu știu, pe din afară, știu de mult. Da. Vezi că te-a rugat Grig să-l suni cum ajunge acasă. Da. Alo, Grig? Da, Costel te deranjează, mă. Am ajuns. Am ajuns cu bine, la ultima pagină. Dar urmează atentatul. Care bar? Bar de noapte? Și tu, Brutus? Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Julieta, iubirea mea, dragostea mea, te rog frumos să-mi recomanzi ceva de citit, pentru că, iată, am terminat toată biblioteca asta prăpădită. Iubirea mea, dragostea mea, Romeo-ul meu, îți recomand Tatăl nostru, pentru că tocmai îți citesc prin mesaje. Anunț, domnule Shakespeare, cu stimă și regret, că mă numesc Julieta Popescu Capulet și că destinul nostru n-a fost precum l-ați scris. Romeo și Julieta nu s-au sinucis. A fost un simulacru, cei doi îndrăgostiți trăiesc, sunt mersi bine de mult căsătoriți și stau tot în Verona, în casa cu balcon, din bulevardul Șulea, colț cu Pantelimon. Călugărul ce-n taină otrava lor le-a dat e popă împlumbuita și membru în senat. Și înotând pe spate, frau Doica, frau Lain, prin Dunăre ajunsă la Frankfurt de pe Main, trimite câte o pudră, un dres sau un desu. Dar iată-l pe Romeo Dolhasca Montagu.
Oh, iartă-mă, copilă, Julieta mea de viață, că vin iar cu sacoșa, tot goală de la piață. Dar nu știu ce se întâmplă. A nebunit Verona. Cât dai pe un chil de roșii, înainte luai cu tona. S-ar răsuci în morminte ai tăi toți capuleții, să vadă azi cât costă ardeii castraveți. Nu le-ar ajunge întreaga lor avere să te mai crească odată cu fragi, căpșuni și miere. Iar laptele, laptele e aur și lumea e săracă. Ce bună ți-ar fi doica să o mulci în loc de vacă. Ești slab, deși pe afară nu te arată forma, dar luptă-te, Romeo, ca să înfrunți reforma. Acum, când bărbăția ți este atât de mică, să-ți văd măcar venitul de jos cum se ridică. Nu te înmuia! Blazonul nu-l face de rușine. Deschide 3 buticuri, 5-6 magazine. Știi bine că în afaceri n-am șanse adorat-o. E musai să ai, Romeo, că altfel ai clacat-o. Așa e, ai dreptate, vai de mama noastră. La orizont e roșu, situația e albastră, inflația e mare, ne paște falimentul. Ne-a tras în piept guvernul, ne-a tras și parlamentul. Pierd vremea deputații, chiulesc și senatorii. Noi am votat ca orbi și ei se bat ca chiori. Iar cei de la putere au pus pe ei o sânză, în timp ce opoziția nu face nicio brânză. Iar Bucureștiul noaptea, în plină întunecime, a întrecut Chicago în spargeri și în crime. Că în loc de țepeși vodă pe toți să-i tragă în țeapă, avem un crin halaicu și nici un pic de apă. De TVA, de prețuri. Să-ți spun ce se aude? Romeo, încetează cu aceste vorbe crude. Urechea mea prea fină e iar violentată. Seamă sinucide, îmi vine încă o dată. O, nu! Nu! Nu face asta! Mai sunt și alte soluții! Oh, te referi probabil la niște revoluții. Vai, nu! Că se confiscă sau iarăși ni le fură. Ai tu alte idei? Oh, da! O aventură! Pe scara de mătase te voi răpi de seară, dar ia-ți și pașaportul, că vom fugi din țară. Da unde vrei, Romeo, să mergem cu o valiză, când nicăieri în lume nu mai putem vreo viză? Albania e țara! Romeo, nu ai minte! Ascultă-mă pe mine, ne-au luat-o înainte și chiar dacă trăivom și goi și fără hrană, scăpăm de socialismul cu fața lui umană. Am înțeles, sunt gata. Plecăm într-o clipită. Și gura și dantura să-ți fie aurită. Hai, mergem. Să iau banii. Ia-i pe ea verzișorii. Și ce mai luăm de aici? Doar telespectatorii. O, da, de dumneavoastră e grea o despărțire. Eu nu mai plec, Romeo. Rămân și eu, iubire. Rămânem împreună cu mult stimatul public să ne luăm uleiul, zahărul tos sau cubic. Și iarna, pe când frigul ne va intra în oase, cum zise neuitatul, vom pune haine groase. Și seara, după cina unui ceai fierbinte, privi vom la ecranul cel mititel ce minte. Și vremea îndelungată s-a scurs de atunci agale în viața lui Romeo și a Julietei sale. Și-au trăit în pace, că n-au mai luat ceanură, conduși de aceeași rece și rea nomenclatură. Și în lunga căsnicie au fost onești integri, 6 copii făcură. 2 albi și 4 negri. După 40 de ani, fiecare femeie are dreptul să hotărască câți ani are. Dar și ce nebunii sentimentale poate să facă. Este cazul Anei Karenina,
care n-a fost doar eroina unui roman celebru, ci și a unui serial care a stors oceane de lacrimi. Sunt Ana Karenina. Dacă nu mă recunoașteți după accent, puteți să mă recunoașteți după Manșon. Ala celia din film nu era veritabil, ea săraca nu are de unde. Al meu este vulpe siberiană. Mi-a adus-o tăticuțul meu, care a fost acolo 20 de ani. Oi, am uitat să vă spun, eu întotdeauna am visat să joc Ana Karenina, dar nu am avut accent. Și atunci l-au luat pe tata de lângă Chișinău, l-au dus la facultate, în gulag, ca să învețe limba rusă, înghețând. Să mă întreba ce caut în gara, necazurile cu Vronski, cu Karenin. Vorba cântecului, n-ați auzit? Trudna, Боже, в жизни двух мужчин сразу любить. Regia, titrajul, vă rog. Спасибо, спасибо. Am încercat să mă nec în baie. Numai că eu locuiesc la etajul 8. Am deschis toate robinetele. A curs atâtă apă cât să se umple un samovar. E cum să mă nec într-un samovar? Și atunci am încercat cu gaze. Mi-a spus Karenin că rușii din prietenie au dat toate gazele la români. Am deschis 4 ochiuri și un cuptor. M-am întins pe pat și am tras aer adânc în piept. 3 ore am tras, numai că ei m-au tras pe mine în piept. N-a ieșit niciun fâs. Să iau o travă, mi-am spus, ca în Romeo și Julieta. Numai că lor o travă le-a dat un călugăr. Eu nu cunosc niciun călugăr. Dar am știut pe cineva odată, de la Secu. Nu de la mănăstirea Secu, el nu era călugăr. Dar venea în fiecare seară din vieri, ne număra și ne blagoslovea la dosar. Numai el a spus că nu are o travă, numai pe soția lui. Și m-a trimis la farmacie. La farmacie? Nu este o travă, este stocată, până când se scumpește. Ei nu au decât sare amară. E cum să te sinucizi cu sare amară, când acum este așa o coadă la privatizare? Am vrut să mă fac harakiri, metodă japoneză. Am văzut atâtea delegații pleacă acolo să găsească o soluție. Pentru că singura noastră soluție nu este încă o revoluție, este, cred eu, harakiri. Numai cum stai mațele cu cuțitele astea de acum? Nu tai nici o bucată de brânză. Ce cuțite erau altădată, dar și ce brânză. Poți să te spânzuri, o să spuneți. Nu. Eu sunt așa cochetă, nu cred că-mi stă bine spânzurată. Dar cui poate să-i stea bine? Oi, am văzut odată pe cineva aici, la piața Scânteii, un domn așa chel, care stătea spânzurat de o măcara. Știți ce bine îi stătea? Am venit în gara. Acceleratul sosește pe linia 3, ora 10 și 14 minute fix. Mă întind pe linie și adio, Vronski, adio, Karenin, adio, Arșinel. Ați auzit cântecul? Glasul roților de tren. Hei, madame!
Dar cine Madame! Este? Cine este? Alo! Da? Ce cauți aici? Oh, vreau să mă sinucid. Aici? Da. N-ai auzit de Ana Karenina? Trece trenul. Gata. Nu trece, madame, niciun tren pe aici. Măi, celovecule, nu pricep că eu trebuie să-mi îndeplinesc destinul. Dacă n-ai citit cartea, ai văzut măcar serialul. Sunt Ana Karenina. Ete-te, poți să fii și Stella Popescu. Nu trece niciun tren, suntem în grevă. De ce? În grevă. Oi, regia! Caniet, filma! Să lăsăm. Să lăsăm deoparte mâhnirile Anei Karenina și să ne întoarcem la marea noastră actriță de comedie, Stella Popescu, și la performanțele ei pe scena teatrului de revistă, mai exact, la spectacolele de la Grădina Boema. Care au devenit în acele vremuri un fel de mișcare de rezistență culturală anticomunistă. Justificând astfel un alt titlu de revistă muzicală. Bună seara, Stella! Bună seara, Boema! Închide repede ușa! De ce repede? Să nu intre vreo pasăre! Ai luat o raznă! Ăla a fost un film, dragă, o fantezie. Nu înseamnă acum că toată viața o să ne fie frică de păsări. Cine a picat acolo? Unde? Acolo, unde? La mine, în spate. Cine? Papagalul. Nu ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place să țiu papagal în casă. Când mi-ai spus că doar tu l-ai adus? Ca să-ți fac ție o plăcere. Să ai cu cine schimba o vorbă când nu sunt eu acasă. Dar acum ți-o spun deschis, draga mea. Nu-mi place să am papagal în casă. Foarte bine. Atunci îi dau drumul. Dă-i. Nu! Cum o să-i dai drumul? Că ăsta zboară și se întoarce cu un milion de papagali. Înapoi să se răzbune pe mine. Nu fi caragioasă, ți-am spus, mie nu-mi e frică de păsări. N-are decât să-i fie frică lui Pitchcock. Să-i fie frică lui Pitchcock. Hitchcock. Mă rog, Pitchcock, să-i fie frică lui Pitchcock, dacă pe mine nu mă interesează. Ce? Poate e răcoare seara. Să nu tragă cu urechea la ce discutăm noi. Să dăm drumul la televizor. Uite cum e imediat. Ți-am spus să-l închizi? Asta am și făcut. Atunci cine te văd? Oh, ceasul cu cuc. De când avem noi ceas cu cuc? De azi. Eu l-am adus. Am vrut să-ți fac o surpriză. Și nu ți-e milă să-l ții acolo închis ca un prizonier, să dai surpriza la modificat? Păi, dar de ce? Să schimbe cucu! Cu ce? Cu ceva mai puțin fioros. Cu un leu, cu un tigru, cu... Protestează! Nu vrea! Eu m-am săturat! Eu nu mai stau acasă! Hai să mergem! Da! Știi ce facem? Ce? Mergem la cinema! Nu, abia am fost! N-are importanță! Ia ziarul! Da. Ia spune-mi, găsește tu un film ușor! Ce-ar fi să vedem filmul ăla vesel cu Draga Olteanu și Marin Moraru? Toamna bobocilor. Nu! Nu! Mergem la teatru. Ce se joacă la Național? La Național, da. Zbor deasupra unui cuib de cuci. De nu! Nu, la operă. Operă. Lacul lebedelor. Nici la... la operetă? Vânzătorul de păsări. De aoleo, la stradă. Băiatul cu sticle. Cu sticle, nu! Mergem la restaurant. La restaurant. De când așteptam eu să mă duci la restaurant la șosea? Ce restaurant îți place ție mai mult, la șosea? La șosea. Pescărujul. Mai e unul la Băneasa, într-un la parcul Prighetorilor. Nu! Stăm acasă! Nu! Nu stau acasă! Nu! Mergem! Unde? Mergem la vecinii de sus. Tineri, drăguți, s-au mutat de curând. Da, dar nici nu-i cunoaște. N-are importanță, sunt la ușe și facem cunoștință. Hai! Hai să fii! Bună seara. Bună seara! Bună seara! Noi suntem... Noi suntem vecinii de jos. De sus. De jos în sus am venit, de jos în sus, să facem cunoștință. Soția mea... Încântat. Vasilescu. Corbu. Îți spun eu, Dorele,
Fetele cu pieptul mic sunt mai harnice. Da? Dar de ce Cleopatra? Fiindcă nu pot sta cu mâinile în sân. Eram la Techirghiol în astăvară și-am întâlnit un tip, o perlă rară, băiat de București, foarte simpatic, și-avea la mână ceas automatic. Mi-a spus că cheamă Grig, dar să-i spun Luță, că așteaptă de undeva o mașinuță. S-ar însura, dar n-a găsit femeia și-am înțeles că eu voi fi aceea. Ce tip original și ce sentimental. Mă plac bărboții, fiindcă sunt prostuță, însă niciunul nu e cum e Luța. Luța, Luța, e complet altceva. Luța, Luța, e un gentleman. Aveam un pic de barbă și un perciune care au stârnit în mine o pasiune. Ca-n filmul acela cu, nu tot cu barbă. Când Montiel sari, ta era oarbă. Când am văzut că e băiat de rasă, l-am invitat flotant la mine acasă. Avea doar o valiză în carouri, dar n-ochi avea atât de apropuri. La 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 la. Luță, Luță, ce om, ce suflet rar, ce tip original și ce sentimental. Mă plac bărboții, fiindcă sunt prostuță, însă niciunul nu e cum e Luța. Luța, Luța, e complet alt gen. Luța, Luța, e un gentleman. Veneam cu plasa seara ca furnica. El sta acasă, nu făcea nimica. Avea un ulcer bietul, ce să facă? Eu-l hrăneam cu pui și mușchi de vacă. Nu i-am ascuns că sunt croitoreasă, că am niște bani de puși pentru o casă. I-am spus că-n dragoste am avut eșecuri și i-am spus și parola de la cecuri. La 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 la. Luță, Luță, ce om, ce suflet rar, ce tip original și ce sentimental. Mă plac bărboții, fiindcă sunt drăguță, însă niciunul nu e cum e Luță. Luță, Luță, e complet alt gen. Luță, Luță, e un gentleman. Dar într-o seară în chip de furnicuță, când intru în casă văd că nu e Luță. Îl stric zadarnic, îmi răspunde couri și nu e nici valiza în carouri. Observ apoi că nu mai e covorul, broșa de aur și televizorul. Și-a luat și poza lui de pe consolă și cecurile mele cu parol. La 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 la. Ce suflet rar, ce tip de fan militar, ce mare găinar. Cu o privire inima ți-a prinde, cum m-am aprins eu, dar și când te-or prinde. Luță, Luță, am să râd să mor, oh, vedea te-aș tuns la vorbitor. Să știi, Dorele, că mișul al meu o avea el defecte, dar are și o mare calitate. Da, da, ce calitate? Da, l-am prins cu una la cafea și ce crezi că a făcut? Ce a făcut? M-a salutat. Foarte bună, foarte. Dar fii atentă, tu știi că de la anul partajul la divorț va fi în felul următor: copii. E normal să rămână la mamă. Da, dar Bona va rămâne cu tata. Bună ziua! Dumneavoastră ați dat anunțul ăsta în ziar? Caut femeie menaj și îngrijire copil? Da, eu. Păi de ce? Păi să vedeți,
Eu la serviciu muncesc foarte mult și bărbatul meu la fel și atunci ne-am gândit că ar fi bine să avem acasă pe cineva care... Cumva nu prea-ți place să faci treabă. Ah, ba da, da. Dar nu înțeleg, dumneavoastră, pentru ce ați venit? Pentru angajare, nu se vede? Știi să gătești? Da, sigur că știu. Fără sosuri, răntaj, d-astea că mie nu-mi priesc. Păi da... Mă rog, n-aș vrea să avem discuții după aceea. Mașină de spălat aveți? Da, avem. De care? Alba Lux 4. E proastă, o schimbați. Să găsesc din import, luați frâini. Câte camere aveți? Două camere pe hol și, bineînțeles, camera de serviciu. A, balcon, terasă, ceva? Da, dormitorul nostru are o terasă. Bun, l-am luat eu. Cum, dormitorul nostru? Ia uite televizorul. Merge? Merge. Vă place Bernstein? Eu mă nebunesc după el. Sunteți melomană. Nu, no, nu, dar îmi place individul. Are niște ochi. Am auzit că e și văduv. Mă rog, să vede de la o poștă care un nivel de trai foarte ridicat. Da, ce magnetofon aveți? Grindig, ăsta vă convine? Da, merge, merge. Aveți bucata aia cu Hello Submarină de frații Beatles? Nu, mă tem că tocmai bucata asta ne lipsește. Mă rog, n-ai nimic, lasă că aduc eu un prieten cu discul și o imprimați. De câte ori pe săptămână jucați Remi? Remi? De la cu pietre. Oh, nu, noi nu jucăm, noi nu avem timp pentru așa ceva. Mă rog, chiar dacă jucați, jucați joia, că sâmbătă joc eu cu prietenii mei. Și dimineața, la ce oră vă sculați? Păi, la 6. Aoleu, până la 9 să n-aud niciun zgomot, că nu suport. Păi eu dacă vroiam condică, îmi luam servici, nu? Copilul Măricel? Da, e Măricel. Ah, știe italienește? Nu, dar... Poate vreți să-l învățați dumneavoastră? No, nu, că el trebuie să mă învețe pe mine, pentru că la vară vine Giuseppe. Giuseppe? Hai să nu te bagi, că cu ăsta mă mărit. Asta. Da, cum stați cu referințele? Nu înțeleg. Despre ce referințe? Păi de la persoanele care au fost înaintea mea. Că sunteți harnică, că sunteți gospodină. Și sper că nu puneți mâna, că eu am numai lenjerie bună, numărat. Hai de mine, dar cum vă puteți imagina? Cum rămâne cu ziua liberă? Rog, asta... Când doriți dumneavoastră. Păi nu, că nu dumneata îmi dai mie, eu îți dau dumitale. Joia. Joia după amiază. Ce meserie aveți? Eu sunt economistă și bărbatul meu e inginer. E, ce-o pricopseală. Mai bună era o gestiune. Bigudiuri, ceva, ospătar, șef de sală. Mă rog, lume bun. N-am avut noroc. Gata. Mă instalez că mi-ești simpatică, să știi. Asta o să fie al meu durap. Poftim. Da. Ține așa. Vrem... What is it? Happy birthday, all right. Only it's the great Igor Stravinsky's individual way of saying happy birthday. Vezi că mai rămas o pată acolo în colț. Treacă bine. Treacă bine că mă enervez și îmi dau demisia, să știi. De ce parlamentarii nu sunt jefuiți niciodată de hoți? Din respect profesional? Iată un motor ce s-ar fi potrivit de minune cupletelor prezentate de Stella Popescu în revista Boema 93, dar care se potrivește mânușă și astăzi. Jeanette, în lumea asta mare, poate fi Jean, poate fi Pierre, Bazil sau George, mă rog, oricare, dar cu același caracter. În limba noastră e o mărie, aceeași doamnă, domn, ce-o fi, însă cu altă pălărie. Vă comprene? Mais oui, merci. Voilà de vezi, acum la noi e la putere valul doi, cu foștii ștari prin secretari, care mai toți sunt demnitari, sau consuli, sau ambasadori, cu burticică, rotunjori, cu gărzi de corp, etc. Mais dites-moi, s-a schimbat ceva? C'est la même Jeanette, cu altă pălărie, c'est la même omelette, în altă farfurie, c'est la même Jeanette, autrement coiffée, de la comité central du PCR. Cum am trăit eu incredibil, n-aveam pantofi, n-aveam mănuși, nici vreun articol comestibil, măcar așa, pur la bombuș.
Azi am putea manje de toate, dar prețurile scrise în tuș, când le vedem cădem pe spate și facem numai buș a buș. Salariul vreo 30 de mii, dar oamenii au și copii, buticuri pline câte vrei, mezeluri fine, ui, pe lei. Pardon, madam, dar un salam e 6.000 un kilogram. Allons, enfants de la boutique, că nu vă cumpărăm nimic. C'est la même Jeanette cu altă pălărie, c'est la même omlet în altă farfurie, dar și un omlet costă mult bănet și mai bine îți pui pofta-n cui ne ui. Oricum cândva securitatea era un șoz, avea un șarm, că ne alungau singurătatea. Băieții cu ochi bleu jandarm ne urmăreau pe fiecare, ce scrim sau ce vorbim încet, ce aveam în cap, în dulăpioare, în farfurie, la toalet. Și acum vorbești cu cineva și iar încep să-i spui pe toa, fiindcă auzi la telefon un clic și un plac în microfon. Din străinătate uneori, dacă primești cumva scrisori, ți-apare iar un clac și un clic, când vezi că s-a umblat la plic. C'est la même Jeanette cu altă pălărie, c'est la même omelet în altă farfurie, c'est la même Jeanette autrement coiffée, c'est la vie regret. De ce, pourquoi, perché? Aceleași fete pe valută, la Inter sau la Atene, doar chelnerii nu mai profită, ciubucul nu mai e modern. Acum e mita, se dă mită, dar nu la chelner, la guvern. La București sunt alți primari, mai opozanți, dar sedentari, și când oriunde te trezești, gropite dulci din București. Și orașul nostru cel de vis, care era un mic Paris, acum e o mică Moscova. E totuși s-a schimbat ceva. C'est la même Jeanette cu altă pălărie, c'est la même omelet în altă farfurie, c'est la même Jeanette, c'est la vie en rose cu un alt corset, dar c'est la même chose. La 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 la. Știi, Dragoș, se spune că dacă un bărbat iubește două femei în același timp, e bine să o aleagă pe a doua. Dar de ce pe a doua? Păi dacă o iubea pe prima, nu ar mai fi apărut a doua. Da, dar știi ce e în stare să facă a doua femeie pentru ca el să-și ia lumea în cap? Ce? Fii atent. Dumnealui, gelos, nevoie mare, își sună zilnic soția și o întreabă: unde ești, draga mea? Acasă, scumpule, de ce? Ești sigură? Da. Pornește-te, rog, blenderul. Soția pornește blenderul, aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide. A doua zi, soțul gelos sună din nou. Unde ești, draga mea? Acasă! Scumpule, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic! Sigur ești acasă? Sigur sunt acasă! Atunci pornește, te rog, blenderul! Soția pornește blenderul, aude bărbatul zgomotul, se liniștește și închide. După o săptămână care tot aude blenderul, indiferent de ora la care sună soția, bărbatul gelos se hotărăște să vină acasă fără să anunțe. Își găsește copilul singur cu Bona. Fata mea, unde e mama ta? Nu știu, nu știu, dar în fiecare zi pleacă de acasă cu blenderul. Să te văd acum ce te faci, Stela. Ce-ai să spui și cum te îmbraci să placi? Stela, ce balet pregătești de ca să pară nou? Ce cuplet, ce povești să mai râdă spectatorii? Să nu vii cu imitații iar, Stela, nici cu glume de la anticar, Stela. Și măcar acum în 82, Stela, să apari cu glume noi.
Ei, hai că glume și cântece Miami. O vorba e cum mă îmbrac, pentru că... E superbă, e divină, schimbătoare feminină, dar se duce ca un fum. Ah, moda, are multe artificii, cere multe sacrificii, dar superbă e oricum. Păstri soții, scumpe soț, o dragoste eternă, dar ea se vrea mult mai cu moț și permanent modernă. De-i spui ceva, mai bine taci, vorbești cu ea de absurda. Ea știe doar de Paris March, de Marie Claire sau Burda. Consideră că nu-i frumos cum se coafează stela. Își face părul merinos, mai creață ca Pamela. Când știi că mai purtat cu drag și un breton ca Nero, te temi să nu-ți sosească în prag gen Kojak tunsă zero. Ah, Mona, e superbă, e divină, schimbătoare feminină, dar se duce ca un fum. La piață merge ca la bal, cu rochie cochetă. În schimb, la Teatrul Național ți-apare în salopetă. Te degete are arsuri, ca un vapor fumează. Că omsul de n-o lua măsuri, precis ne poluează. Și lanțul cât mai multe vrea, și-a pus la gât o droaie. Cu greu s-a mai putut salva lănțucul de la baie. Și strâncă-ne de te îngrozești pe străzi, pe tot parcursul. Apar copiii la ferești, crezând că treci cu ursul. Ah, moda, e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca o fum. Și-ți cere cizme neîncetat, de timp mai cald, mai rece, de parcă te-ai fi însurat cu regimentul 10. Își dă pe ochii ei senini, obsele, un dezastru, că nici miliția pe mașini nu pune atât albastru. Cu gene false, când o vezi, îți faci un chef de viață, că o săruți pe ochii verzi și pleci cu o mustață. Acum mai nou poartă șalvar, ce mândră-i drăgălașa, când a ieșit ieri pe șelari, jurai că-i Osman Pașa. Acuta, e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca o fume. Ah, moda, are multe artificii, cele multe sacrificii, dar superbă e oricum. Ah, moda, e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca o fume. Marea doamnă a teatrului de revistă, dar și a teatrului de comedie, a avut o carieră fulminantă de-a lungul a 60 de ani, jucând roluri memorabile în teatru și în film. Fiind prezentă în sutele de reprezentații pe scena Grădinii Boema și deopotrivă în producțiile de teatru radiofonic și televiziune. Stella Popescu rămâne pentru generațiile contemporane cu ea, ca și pentru cele ce vor veni, aceeași artistă veșnic surâzătoare, gata să ne prezinte o scenetă care să ne smulgă un zâmbet, creându-ne acea stare de veselie și bună dispoziție pe care numai mari artiști o pot oferi. Pentru toate acestea și pe lângă multe ordine și distincții culturale obținute de-a lungul vieții, Stella Popescu a primit în decembrie 2011 o stea pe Alea Celebrităților Walk of Fame din Piața Timpului, din București. Five o'clock, pe englezește, însemnează 5 ceasuri. În lumea mare, fiecare damă își hotărăște o zi pe săptămână, jur fix, când primește la ceasul de 5 după amiază vizite și face musafirilor tratație cu ceai. De aceea se mai zice și five o'clock tea, adică pe românește ceaiul de la 5 ceasuri. În genere, damele din lumea mare publică în carnetul lui Claymore, spre știința numeroaselor lor cunoștințe, ziua lor de primire. De exemplu, citim în L'Independance rumen, Madame Esmeral Piscopesco, five o'clock tea, tous les jeudis. Azi e joi. Hai de la Madame Piscopesco. Dar nu văs pe nimeni. În fund auzi în salonaș intim de cel mai pur stil weekend, ciripind pe-ntrecute ca doi scatii, două glasuri de coconiță. Niciodată nu merg. Madame Piscopesco, dați-mi voie. Vita man la pont. Da. Ai fost aseară la... Taci tu. Lasă-l întreb eu. Ai fost aseară la circ? Am fost. Ce mai e? Păi, soro, n-auzi. Ai văzut pe Mița? Pe sora Batale? Nu. Pe Mița. Pe potropopească tânără. Da, era într-o lojă în fața mea. Ai văzut? Cu cine faci? Cu ce pălărie era? Cu o pălărie mare.
Da. Ai văzut? Bleu gendarme. Ce cu pamblici roz? Te mai prind altă dată? Stai să vedem. Era cu bărbatul? Taci tu. Apoi lasă-mă și pe mine, Zoro, tot tu. Era cu Potrovovescu? Mi se pare că... Nu era cu Haralambina? Cu care Haralambina? Cu asta! O bătrână mică, urâtă, parcă eu smochină uscată și gătită. Da. Cu părul roșu vopsit. Da. Ai văzut? Na, ce-ți văz? Parcă măsa nu știe. A venit cineva în lojă la ele? Mitică. Care mitică? Na, care mitică? Nefterescu, sub locotenentul. Să mă credeți, cu conițelor, pe onoarea mea vă spun că nu pot să zic, pentru că... Pentru că dumneata ești cavaler și nu vrei să spui. Da, dar pe Nefterescu, l-ai văzut aseară la circ? Mi se pare că era într-un stal în fața mea. Lângă loja ei, ai văzut? Ai înțeles acum, Pontu? Vezi dacă ești proaste? Vorbești de lup și Madame Potropopescu la ușă. Nicăieri, dar cum este posibil? Domnilor, dați-mi voie să vă salut. Îmi pare bine că vă găsesc totdeauna vesele și grațioase. Eu trebuie să mă retrag. Oh, așa de greu. Vă asigur că o afacere urgentă. Vreau să iei măcar un ceai. Parole. E tocmai aia. Adan Potropopescu. E un gen afară mașer că nu-ți poți face o idee. Dacă o ținea și la noapte, așa se duce dracului rapița. Nu crezi, am vorbit cu arendaș și... și nu mi-a scris azi, Potropopescu, al meu? Da. Ai fost aseară la... Lași tu, lasă-mi întreb eu. Ai fost aseară la circ, Madame Potropopescu? Da. Singură? Taci? Singură? Nu. Cu mamă. Oh, cu mamă. Bravo. Doamnelor, eu... Tocmă la pont. Și era multe lume la circ? Foarte multe. Ce slujbă vitoace! Nu te-am chemat pe dumneata. Treaba dumitale este să stai la ușă. Unui dobitoaca de Roza. Ce face cu ceaiul ăla? Era cineva dintre cunoștințe? Mai nimeni, era Constantineasca, Dumitreasca, Vasileasca, Georgeasca, o gritinencile. Ce faci cu ceaiul ăla? E gata, Coniță. A vede ce dracu nu-l aduci odată? E gata în salon. Atunci de ce nu spui proasto? Adu-l aici. Să nu bombănești tu, brasnico. Apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ. Ba ți-am spus, o gritinencile. Nu, dintre bărbați. Dintre bărbați. Nu, e ceai? Mitică, nu era? Mitică? Nu știu care e Mitică. Lefterescu, sub locotenent. Pardon, eu trebuie să... Lefterescu? Mitică al Dumitare? Val Dumitare, obraznică! Obraznică, ești tu! Pardon! Unde duci, Lefterescule? La Five O'Clock, la Madame Piscopesco. Fugi, nenorocitule! Piesa-i gata. Trag oblonul? Trage-l, dar cu o glumă bună. Dacă v-au plăcut bufonii, poftiți peste o săptămână. Adică vineri, la aceeași oră. Tot aici, la TVR 1. La o nouă ediție, Gala Umorului.